Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru luni. Ei bine, ziua de luni este extraordinar de interesantă și spun acest lucru pentru că vom avea o conjuncție între Juno, asteroidul căsătoriei, asteroidul asocierilor, contractelor și a parteneriatelor cu Uranus. Uranus care știți și voi că e cu surprizele, de când stă acolo ne surprinde pe toți, doar că este o zi în care se iau decizii importante, decizii care ne vor surprinde în general pe toți. Cu siguranță energiile astea le simțiți de ceva timp, o să le mai simțim câteva zile bune, dar uite că avem roata norocului, data de 10, care normal vine la pachet cu schimbări, vine la pachet cu noroc, cu decizii extraordinar de frumoase, chiar dacă atenție, aparent, povestea respectivă chiar poate să fie urâtă. Da? E ca și cum ei promis ceva unei persoane și parcă spui uite că Sigur o să fie rău, că sigur o să fie, nu știu cum. Nu, da, chiar surpriza e că lucrurile vor fi extraordinar de bune. Avem împărăteasa, energia generală sau arcana majoră, lumea. Dar aș merge foarte mult pe împărăteasă, pentru că ea vorbește despre stabilitate, despre confort și da, despre asta e vorba. Despre decizii, despre noroc, despre confort, despre bani, dar aș merge foarte mult și pe zona aceasta spirituală, pentru că da, și de aici ne vine foarte mult confortul. Este foarte important să ne alegem oamenii din jurul nostru în ziua de luni, pentru că da, de ce nu, ei chiar au un rol important. Uite, este o zi în care ne putem ocupa cu toții de casă, de confort, de lucruri materiale, de ce nu? Și da, este o zi în care vom vedea și oameni care vor hotărâ să-și schimbe modul în care arată, persoane care vor lua decizii importante pentru confortul lor. Însă, repet, cu siguranță deja simțiți aceste energii. Vom fi și dorni să explorăm alte tărâmuri, alte relații, alți oameni. De ce nu? Da? Bun, și acestea fiind spuse, cam atât în mare parte pentru ziua de luni. Ziua de marți mai vine cu niște evenimente foarte interesante și anume intrarea lui Venus în Gemeni. E o săptămână în care oricum se întâmplă multe. Dacă ești curios să vezi despre ce este vorba, ai filmările pentru această săptămână. Ascultă și de la Zodie și de la Ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Și acestea fiind spuse, cred că încep cu fiecare Zodie. Zodia Berbec, dragi berbeci, hai că pentru voi este o zi extraordinar de interesantă, cu surprize foarte, foarte mari surprize legate de un contract pe care îl puteți semna o nouă persoană pe care o puteți cunoaște sau. Uite, viitorul unei relații, fie că e relația ta, fie că e relația unei persoane foarte dragi ție. E, uite că deciziile care se iau pe acolo te surprind extraordinar de mult și nu sunt chestiuni neapărat negative. Este o zi foarte bună pentru tine pe studiu, pe meditație, pe a intra în contact cu oameni importanți, de ce nu? Uite că de acolo vine susținerea pentru tine. Uh, ți se poate propune, știu eu, o colaborare, ți se poate propune o activitate pe care să o faci împreună cu cineva și din care să-ți iasă bani sau uh, din care să ieși tu bine, să fii apreciat, să fii bine susținut. Surprize care apar, dragi berbeci. Unii puteți să găsiți niște oferte interesante sau niște informații prețioase pe zona internetului. Luna pentru tine și nebunul, wow, dragi berbeci. Luna vine cu iluzii, o legătură cu zodia pești, rac sau scorpion. Dar este o zi cu o nebunie totală pentru tine, o zi cu schimbări, o zi în care, uite, nu vezi lucrurile foarte clar. În legătură cu confortul tău, în legătură cu banii, parcă-ți este teamă de ceva anume, auzi tot felul de vești care te surprind. Și uite că apare soarele, soarele și cu luna, interesant, nu? Uite că este o zi pentru tine în care totul se clarifică, tocmai în această situație în care lucrurile nu erau clare. Soarele vorbește despre succes, despre bucurie, poate o surpriză din partea unui șef, poate ție ți se propune să fii șef, știu eu. Este o surpriză legată de persoana iubită pentru alții dintre voi. Apoi avem aici împăratul, o legătură cu zodia ta. Da? E cartea ta în tarot. E clar că aceste informații care apar pentru tine, uite, te determină să fii mult mai sigur pe tine, să fii mult mai responsabil și, de ce nu, te determină să îți pui acolo anumite reguli. Deci, e o zi foarte, foarte bună pentru tine, dar e important să-ți asculti intuiția și să ai grijă pe zona aceasta de iluzică că v-am zis eu că Uranus acolo cam păcălește. Zodia taur. Dragii mei tauri, pentru voi e clar o zi foarte mare, conjuncția în zodia voastră. Păi, uh, Uranus aici vă poate aduce o reacție neașteptată, care voi o puteți avea, în legătură cu munca, în legătură cu activitatea pe care o aveți de făcut. Evident că e un moment așa pentru tine, în care fie ți se propune ceva de la nivel înalt. Fie este vorba despre niște vești pe care le afli, fie din partea șefilor, din partea persoanelor importante din viața ta, persoane cu autoritate, de ce nu, da? care fie îți propun ceva, fie reacționează foarte ciudat la o propunere pe care tu o faci. Inițial ai impresia că totul e negativ, că totul e rău, dar uite că surpriza apare. Vezi că e o situație din care tu vei ieși extraordinar de bine. Da, extraordinar de bine. Este o zi aglomerată pentru tine, este adevărat, o zi în care apar tot felul de activități de făcut, probabil ești prins și în casă și în familie cu tot felul de activități, cu tot felul de probleme. Uite, ascultă-ți intuiția, pentru că te-ar putea ajuta foarte, foarte mult. Steaua a ieșit pentru tine. O legătură cu un vărsător pentru unii asul de băte. Uite, o bucurie mare pe care o ai legată de străinătate, internet, legată de zona aceasta a autenticității. Uite că îți vin idei bune, da? Ai sperat tu ceva, nu mai ai o speranță acolo și uite că ea se poate îndeplini. Apoi avem șase de bâte, exact cum spuneam, o victorie, o bucurie pentru tine de acolo de unde te aștepți mai puțin. E ca și cum ai o idee sau ai avut o idee, vrei tu să o pui în practică și uite că ți iese povestea. Poți să încerci lucruri noi sau să faci activități noi astăzi, chiar dacă sunt chestiuni aparent banale, da? Dar sunt chestiuni care te vor ajuta. Regina de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Ei, uite că regina asta de bâte vorbește despre... Bucurie vorbește despre fie o persoană care îți ridică moralul, fie este o persoană care te ajută în acest context, mă refer, fie pentru unii este vorba despre o legătură pe care o puteți avea cu zona afacerilor sau cu uh, partea aceasta de cum să spun eu de publicitate, nu știu, unii, da? Intrați în contact cu o persoană. Ideea este că veștile pe care le primiți vă oferă mult mai mare încredere în voi. Mult mai mare încredere. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, hai că pentru voi cu surprize foarte mari. Uranus și cu Juno sunt pe ultima casă astrologică. Da, nu i nimic negativ în asta, dragi Gemeni, doar că surpriza vine fie din partea persoanei iubite, dacă ești într-o relație, vezi că pe acolo e cineva. Vezi că se întâmplă niște lucruri foarte interesante pentru tine, ai tot felul de așteptări. Poate să fie o zi în care îți vine o idee genială și tare bine ar fi să o pui în practică. Da? Dacă ești într-o relație, poate ți-ai pierdut speranța că lucrurile vor fi bune, poate ți-ai pierdut speranța că, nu știu, te mai împaci cu persoana respectivă. Și uite că azi vine mesajul. Azi vine ideea, azi vine oportunitatea. Bineînțeles, dragi gemeni, că surprizele sunt foarte mari, mai ales cei care sunteți singuri, vedeți că poate să apară cineva din senin. Dacă e vorba în general de partea profesională, la fel pot apărea tot felul de șanse de oferte interesante. Care să vă crească foarte mult încrederea în voi, care să vă ajute sunt chestiuni excentrice. Este adevărat, o să rămâneți foarte surprinși de situație. Poate aici cineva care vine și vă cere ajutorul într-o chestiune anume, dar voi ar trebui să vă ascultați foarte mult. Intuiția este vorba despre o negociere despre uh, un apel telefonic pe care îl primiți un mesaj un email acolo se întâmplă chestii pentru voi, da. 5 de spade. Magicianul, dragi gemeni. Da? Nu știu, ceva nu vă place. Da, e o situație aici conflictuală. Un compromis. Da? Apare acel element care ți-e -ți lipsea într-o situație. Apare o șansă, apare ceva interesant și poate aparenții se pare destul de ciudată poveste, așa cum am spus. Apoi avem regele de spade, dragi gemeni, atenție și pe zona inamicilor astăzi, dar regele de spade aici tare tind eu să cred că vă reprezintă pe voi și vă faceți niște strategii acolo foarte bine puse la punct și foarte benefice. Apoi avem nouă de spade e cu stres, dragi gemeni, astăzi e cu stres, aveți multe chestii pe cap, nu știți ce să faceți, vă simțiți voi invincibil, dar uh, poate ar fi bine, știu eu să vă ascultați puțin intuiția asta, da? Chiar ar fi bine să vă ascultați puțin intuiția. Vreți să faceți ceva, dar e ca și cum ajungeți în cu totul altă direcție. Luați și vă deschideți, da? Deschideți-vă că e ok. Uranus pe acolo tare mult v-ar vrea și pe un alt domeniu de activitate. Da? Și Pluto de acolo tare ar vrea să mai învățați voi niște chestii. Deci, atenție pe așa ceva. Zodia Rac. Dragii mei raci, hai că pentru voi E o surpriză legată de un grup de oameni din care faceți parte. Pentru unii poate să fie vorba de familia voastră. Pe acolo apare o propunere, pe acolo apare o colaborare, o idee. Dacă, știu eu, ești un rac singur, vezi că sunt șanse să apară cineva. Dar e foarte important să socializezi, e foarte important să intri în contact cu mulți oameni, e foarte important să te lași purtat așa de evenimente. Iar dacă ești într-o relație, uite că ai o surpriză foarte mare. E ceva legat de transformarea relației, fie de o închidere, fie de o altă etapă în care treceți. Pe de altă parte, în general, în jurul tău vei rămâne surprins de viitorul unei relații. Fie că este vorba despre niște prieteni de-ai tăi, fie că e vorba despre o colaborare. Pe acolo o să rămâi și tu surprins de poveste. E o zi în care, cu adevărat, sănătatea și munca sunt importante pentru tine, te simți bine, te simți apreciat, dar, așa cum spuneam, vezi ce apare pe acolo, că e ceva benefic pentru tine. Poate să apară, știu eu, o propunere legată de o ofertă de muncă, de o colaborare, ceva legat de niște studii, nu știu, e ceva profund acolo vei rămâne foarte surprins și chiar uite zona aceasta de online e, e foarte activă pentru tine și de acolo pot veni surprizele. 5 de cupe, 6 de cupe. Dragi raci, trecutul ăsta bate la ușă și nu prea vă lasă în pace pe voi. Fie un suflet pereche, fie o fostă prietenie, fie pentru unii este vorba de ceva legat de un copil. Da? Și văd aici un final, o durere. Mm. Arcana majoră, moartea, o legătură cu Zodia Scorpion. Păi dragi raci, o zi cu transformări pentru voi. Ceva se închide, v-am zis. Conjuncția asta e destul de puternică pentru voi. Apoi avem Marea Preoteasă. Bun, deci pentru unii e ca un fel de trezire spirituală. E ca un fel de conștientizare pe care o aveți. Și da, puteți să aflați secrete. Lucruri pot ieși la suprafață. Nu zic nu. Da? De asemenea, este o zi în care vei fi purtat așa de evenimente. Vei avea o sensibilitate foarte, foarte mare dar așa cum am spus, ar fi bine să-ți asculti intuiția asta și să accepti această schimbare, da? Încearcă să lași puțin ideea aceasta de a fi uh, prins de trecut. Zodia Leu. Dragii mei, lei pentru voi conjuncția se produce pe casa a Ei și mare surpriză și mare bucurie aveți voi în legătură cu o relație oficială. Și aici poate să fie vorba despre partenerul de viață, despre părinți, șefi. Persoane cu autoritate, zona instituțiilor publice. Ei, pe acolo aveți foarte mari surprize, dragii mei lei. Surprize care, bineînțeles, că țin de ceva ce se întâmplă pe un termen mai scurt. Deci, cumva e foarte rapid. E ca și cum afli astăzi că peste două zile, nu știu, cineva se mută împreună cu tine sau cunoști pe cineva, da, posibil și acest lucru și te trezești că deodată așa se leagă totul și mergeți într-o direcție. Dacă ești într-o relație oficială, uite de acolo e surpriza și e extraordinar de interesantă pentru tine. Este vorba de iubire, este vorba de plăcerea ta. Pentru alții e vorba de o afacere. Nu știu, aveți o negociere. Vă gândiți voi să discutați ceva cu o persoană și când colo o persoană aia vine și vă spune, uite, nu mai discutăm, gata, vreau să facem proiectul ăsta împreună. Și rămâi și tu surprins. po? Foarte bine și foarte frumos. Bun. Și lei care sunteți singuri, vedeți ce faceți pe acolo că apare cineva. Apare o persoană foarte interesantă. Hai să vedem, dragi lei, ce faceți voi. Hai că e o perioadă în care și voi trebuie să explorați niște chestii, trebuie să vă gândiți cumva. E ceva ce îți va aduce o stare de bine, ceva ce te va ajuta foarte mult. Unii nu știu dacă aveți copii și au o vârstă și voi puteți să aflați că se logodesc, se mută împreună, se căsătoresc, se despart, nu știu. Da? Avem regele de cupe, dragilei, regele de cupe, 5 de bâte, pajul de bâte, turnul. Da, dragilei, voi aici aflați de o transformare. E o transformare care aduce așa agitație în viața voastră și e vorba de un final. Acum, regele ăsta de cupe poate să vorbească despre trecut sau despre o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Pentru unii simt aici că e vorba de o rudă. O rudă vă face o surpriză și poate să fie unchiul, fratele, știu eu, sau cineva din anturajul vostru. Apoi avem 10 de monede. Casa și familia sunt importante pentru tine. Uite că e un moment foarte bun în care strălucești, te simți bine, ești înconjurat de oameni. Apoi avem soarele, cartea ta. Deci, dragi lei, totul e bine când se termină cu bine. Și situația asta aici de ceartă, de discuții în contradictoriu, gelozii, reacții adolescentine, reacții care nu sunt conform situației, da? toate astea se duc. O bucurie foarte, foarte mare pentru voi astăzi, în casă, în familie, pentru inima voastră, iar unii lei, da, veți străluci de-a dreptul. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, hai că pentru voi e cu niște surprize așa destul de interesante. În primul rând, voi oricum sunteți așa într-o perioadă în care vreți să studiați, vreți să călătoriți, vreți să faceți chestii pentru inima voastră și asta e ok. Da? E foarte, foarte ok. Uite, si se propune ceva legat de zona străinătății, spiritualitate, internet. Intri în contact cu o persoană care studiază la nivel înalt, un profesor, un mentor, o persoană pe care tu o respecti foarte mult și uite că decizia aia te surprinde foarte, foarte tare. Pentru unii poate să fie vorba despre ceva legat de zona sănătății. Da? E ca și cum mergi, stai de vorbă cu cineva, cu un specialist și îți spune, uite, ar fi bine să ai un stil de viață mai sănătos, să mănânci la rog la o anumită oră să elimine anumite alimente sau să introduci în dieta ta anumite alimente și așa mai departe. Pentru alții este vorba despre muncă, despre bani, dragi fecioare, pe acolo lucrurile sunt extraordinar de pozitive pentru voi foarte multă susținere aveți din acest punct de vedere. Și e cu surprize, da, unii e ca și cum primiți o propunere ca să învățați ceva ca să faceți niște studii sau să mai analizați așa o situație și de acolo pot să vină bani. Uite, faetonul și cu judecata, o legătură cu Zodia Rac. Dragi fecioare, o zi în care faceți niște drumuri, fie vă întoarceți într-un loc, aici văd că e ceva ce ați programat voi de mult timp sau e ceva ce ați așteptat de mult timp. E un drum da? pe care îl faceți spre un loc drag inimii voastre. Judecata vine cu un moment de claritate, un verdict, un diagnostic, ceva afli tu acolo. A venit ziua cea mare să ai examenul, a venit ziua cea mare, să te întâlnești cu cineva. Apoi avem nebunul. Wow! Ok, deci este o zi foarte intensă pentru tine. Nebunul vine cu mult curaj, vine cu mult entuziasm, dar și cu multe surprize pe care tu le poți avea. Bine, bineînțeles că te, voi, te vei confrunta de tot felul de lucruri noi, lucruri ciudate, dar care nu sunt neapărat negative. Atenție! Cavalerul de spade, discuții în contradictoriu care pot apărea astăzi, dar uh, tare ți-ar spune eu să fii foarte atent pe drumuri. Cavalerul ăsta de spade vine cu niște chestiuni ciudate. Cavalerul de spade vorbește despre discuții rapide, dar care clarifică o situație. Da? O surpriză pe care o ai, legată de un copil, legată de o situație din viața ta, dar vezi că e ceva important pentru acest an 2023. Zodia Balanță. Dragi balanțe, pentru voi este o zi cu foarte mari surpriză. Cu ce să încep? Balanțele singure. Mare atenție prin jurul vostru ca apare cineva care vă captează atenția, da? Și dacă e așa, te rămâne și voi surprinși de modul în care veți, veți reacționa. Pentru unii e ceva din ambele părți. E ca și cum tu dai cerere de prietenie unei persoane, persoana aia îți dă mesaj și gata, s-a creat conexiunea. Foarte rapid, da? Foarte rapid. E un moment așa în care, după o lungă perioadă, în care sunt sigură că ai fost foarte apăsat, ai fost foarte ocupat, ai făcut tot felul de lucruri, da, ei uite pe acolo, acum lucrurile se, se finalizează și ți-am zis, e vorba și de o decizie pe care tu o iei, o surpriză pe care o ai. Dacă ești o balanță aflată într-o relație, uite că acum poți să iei niște decizii importante, da, și anume să duci relația la un alt nivel, să te logodești, să te căsătorești, să te muți împreună cu persoana respectivă sau să te desparți dacă lucrurile nu mai funcționează clar, nu ai cum să tragi de relație, că na, casa asta opta mai ține și de transformări. Și acum, na, orică transform relația într-o prietenie, deveniți cunoștințe și aia e, fie o duceți la un alt nivel. Dacă vă interesează zona afacerilor, la fel, aici sunteți foarte bine susținuți și apare oferta, apare șansa de unde vă așteptați mai puțin. Unii chiar o să vă dați seama că parcă începeți să vă placă altceva, parcă vreți să trăiți mai intens, parcă sunteți în stare să faceți orice pentru plăcerea voastră, pentru viața voastră. Și bineînțeles că și balanțele care au copii și nu știu, copii ăștia să spun că o vârstă, veți rămâne și voi surprinși că veți primi acolo vreo veste de genul, ori că ați devenit bunici, ori că Uh, apare vreo invitație la nuntă, știu eu, sau poate să apară și o despărțire, v-a zis, depinde de situația în care vă aflați, pentru că Uranus vine și schimbă lucrurile așa peste noapte. E ceva stabil sau e ceva ce mergea greu și acum gata, deodată totul se liniștește. Și rămâneți și voi surprinși de decizie, este adevărat. Uh, uite, poate să fie ceva legat fie de un mesaj pe care îl primești, de un plan de viitor, da? Aveai tu un plan așa pentru următoarele zile și spui, auzi, da, planul ăsta chiar e bun, ia să-l duc eu pentru un termen mai lung, că oricum vreau să mă simt bine, vreau să trăiesc intens. Și da, e o zi intensă pentru voi, o zi frumoasă, în mare parte, deci nu e ceva negativ. Hai să vedem, dragi balanțe, ce decizii luați voi. Nu știu cum a fost luna aia plină în semnul vostru, dar cu siguranță v-a dat de gândit. Hai să vedem, dragi balanțe. 6 de bâte, 10 de bâte, da, deci dragi balanțe, 10 să de bâte vine cu o oboseală, da? De mult timp, da, tot ești într-o situație și nu vrei să vezi murdăria din jurul tău, nu vrei să vezi chestia aia rea pe care trebuie să o arunci la gunoi sau pe care trebuie să o cureți. E ceva acolo care nu e ok în viața ta și fie nu vrei să vezi, fie eviți. Și tot stai acolo și tragi Poate unii pur și simplu ați fost într-o perioadă aglomerat, fără voia voastră. oi v-ați propus să vă vedeți de viața voastră și toată lumea a venit și a început să ceară câte ceva de la tine. Da? Deci nu e neapărat nevoie că v-ați apucat voi și v-ați asumat sau că n-ați luat decizia la timp. Și șase de bâte vine cu o victorie, cu o bucurie. Da? Apoi avem trei de cupe, o bucurie pe care o ai, o primă victorie, un prim succes pentru sufletul tău, Șapte de spade, nu știu, pleci de undeva anume, te sustragi dintr-o situație. Șapte de spade vine și cu acel moment în care e bine să fii atent sau atentă la o persoană care tot jonglează aici și tot nu, tot nu ia decizia. Da? Dragi Balanțe, vedeți ce faceți, da? Trebuie luată acolo o decizie oficială. Bineînțeles că sunteți într-o perioadă în care cariera voastră, reputația voastră este puțin așa dată peste cap, dar e vorba în mod special de relațiile oficiale pe care le aveți, statutul vostru. Pe acolo, da, trebuie făcute niște schimbări și săptămâna asta oricum se vor face. Zodia Scorpion. Dragii mei Scorpioni, pentru voi ziua de luni vine cu surprize exact pe relații, exact pe partea aceasta de relații. Pentru unii este vorba despre o surpriză foarte mare pe care o aveți. În legătură cu partenerul de viață. Sau o surpriză mare, în legătură cu o persoană din familia voastră. Aflați că cineva a început un proces. Aflați că cineva nu știu, s-a apucat să rezolve o situație legată de niște acte, legate de o moștenire, de un teren și sau voi sunteți cei care inițiați, deși eu cred că surpriza vine din partea celorlalți. E o situație veche la voi, să știți, care acum are ocazia să spargă, are ocazia să, să vă ajute să vă eliberați dintr-o poveste. Da? Însă sunt surprize destul de mari pentru voi. Nu sunt negative, repet, Scorpionii care vă aflați într-o relație și lucrurile pe acolo nu prea merg. Păi, mare o să vă fie surpriza de decizia celuilalt sau de modul de a reacționa. Iar dacă ești un scorpion singur, vezi că sunt șanse să apară cineva fix atunci când te aștepți mai puțin. Însă, e o situație în care, să spun așa, tu ești foarte bine susținut, da? Ești foarte bine susținut pentru că. Și pentru tine e un moment în care vrei să strălucești, vrei să te simți bine. Și uite, da, poate această veste chiar este eliberatoare pentru cei mai mulți scorpioni. Dar v-am mai spus eu și în filmările pentru această săptămână. Eu tare din să cred că și voi sunteți implicați în chestia asta. Da? Că flutoguvernatorul vostru e prin vărsători și vreți să vă simțiți bine în casă, vreți să vă simțiți liberi, vreți să fie uh, totul transparent, vreți mai multe geamuri, vreți, nu știu treci și voi spațiul vostru. Și da, aveți schimbări de făcut. Deci surprize legate de acte, legate de zona aceasta a contractelor. Confortul vostru e important. 6 de spade. Unde mergeți, dragi scorpioni? Unde mergeți voi? Și împărăteasa, da? Mergeți spre confortul vostru. Vedeți că pentru voi este o zi foarte importantă. Împărăteasa este energia generală pentru ziua de luni. 8 de bâte, 9 de cupe. Dragi scorpioni, niște vești care apar aici. Poate să fie ceva ce durează de mult timp și acum așa ca printr-o minune deodată ceva se schimbă, ceva se transformă. Un drum, o vacanță în care te duci sau vii dintr-o vacanță. Șase de spade reprezintă un drum, reprezintă acel moment în care tu lași ce rău în urmă și te îndrept spre împlinirea ta, spre confortul tău. Regele de băte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Regele de băte, să știi că vorbește și despre o legătură pe care tu o poți avea cu zona aceasta de afaceri sau um, cu o persoană care te ajută, este o persoană care încearcă să te convingă de un anumit lucru. Apoi avem Marea Preoteasă, Marea Preoteasă care îți spune că intuiția te ajută foarte, foarte mult astăzi și vezi că este o zi în care. Parcă totul se întâmplă așa în secret, cumva. Nu prea ți se arată tot sau tu nu vrei să arăți tot, da? Surprize foarte mari, dragi scorpioni, dar frumoase. Zodia săgetător. Dragilor, pentru voi surpriza vine de la muncă. Surpriza vine fie printr-o propunere care apare la muncă, poate să fie și la nivel de discuție, nu neapărat acum să vă apucați de semnat contracte. Da, cei care vă căutați un loc de muncă, da, aveți șanse să găsiți, dar nu spun că vă și angajați de luni să ne înțelegem pur și simplu, poate aflați de o ofertă și trebuie să mergeți, să depuneți CV-ul, să mergeți la interviu, să vă adică da, aspectele astea se întâmplă, dar ă, știți cum e că Dumnezeu dă, dar nu bagă și în traistă, cam așa și la voi, adică e foarte bun acest aspect pentru voi. Uh, pentru alții, uitați, reușiți să rezolvați ceva legat de o mașină astăzi și chiar chiar într-un mod surprinzător. Pe de altă parte, dacă ești într-o relație, uită că o anumită activitate care apare din senin te ajută să-ți unești mai mult relația cu persoana iubită. Pot fi lucruri legate de rude care apar, vecini. Dacă ești un săgetător singur, uite că pe la muncă poate să apară cineva sau știu eu dacă ai legătură cu zona medicală, vezi pe acolo ce se întâmplă. Pe de altă parte, este o zi în care Nu știu pentru unii simt să vă spun de zona animalilor de companie, poate mergeți undeva să adoptați un animăluț sau. Nu știu ceva acolo ei e ca și cum ești un săgetător singur, mergi pe stradă, vii de la muncă, ești prin parc. Și pe acolo vezi o persoană că plimbă un câine, să spun și tu te duci să mângâi câinele și uite că te împrietenești cu stăpânul ceva de genul acesta. Da doar pentru unii e valabil un moment bun da și da, da și la muncă poate să apară dragostea, nu spun nu pentru voi, dar. Dacă știți că se poate, dacă știți că e ok. Pisica e prezentă pe aici. E o zi în care voi aveți foarte multă intuiție. Foarte multă intuiție. O zi în care, în sfârșit, aveți și voi o mai mare încredere în forțele proprii. Și asta mă bucură foarte mult. Astul de bâte soarele, o legătură cu zodia leu, niște idei bune care îți vin, niște activități noi pe care le faci aici și uite că în sfârșit ieși din anonimat, în sfârșit ieși din această stare negativă, din stagnare, de unde vrei tu. Apoi avem faetonul, o legătură cu zodia rac, un drum pe care îl faci, dar uite că astăzi vezi că se întâmplă ceva simbolic pentru anul 2023, pentru tine. Și aici, pentru unii, poate să fie vorba despre ceva absolut banal, adică o idee care îți vine, o informație pe care o afli. Nu e neapărat nevoie să se întâmple nu în știu ce eveniment uriaș. Da? Tot faetonul ăsta poate să vorbească despre o bucurie, despre o victorie, despre un succes. Iar apoi avem aici tot Marea Preoteasă. Eu e o zi cu multe secrete pentru toată lumea. Marea Preoteasă asta poate să vorbească și despre multă intuiție pe care o ai. Și uite, poți să ai o legătură cu o persoană care studiază la nivel înalt. Iar dacă ești săgetător, care intri în contact mereu cu persoane care au studii superioare, persoane care fac parte, să spun așa, din în alta societate, deși nu prea sunt eu de acord cu chestiile astea și oricum nu o să mai fie chestia asta în timp că o să fim cu toți egali. Marea preoteasă poate să spună și că te simți bine, ești apreciat pentru cunoașterea ta, pentru ceea ce faci. Eu zic și cu surpriză pentru toată lumea, normal, pentru că, așa cum am spus, Uranus vine cu surprize. Zodia Capricorn. Dragii mei Capricorn, pentru voi există o zi în care aveți foarte mari surprize legate de copii, persoana iubită, o afacere, sunteți norocoși. Chiar, uite, e o zi pentru tine foarte bună să îți pui o anumită idee care îți vine în practică. Foarte important acest aspect pentru tine, pentru că e ceva de valoare în timp dacă ai copii, vei avea surprize legate de fie un contract de muncă pe care aceștia îl semnează, fie de niște decizii pe care acest copil le poate lua. Dar mai mult decât atât, uite că dacă ești un capricorn aflat într-o relație, apar surprize pe acolo legate de persoana iubită și veți avea discuții legate de oficializarea relației, legate de situația în care vă aflați voi. Dacă ești un Capricorn singur, vezi că sunt șanse să apară cineva. Dar, uite, pentru tine e important să lași lucrurile să curgă, pentru că ești într-o zi și într-o mică perioadă, că o să discutăm, în care nu prea ai tu energia necesară, în care, uite, ai o conexiune aparte cu Divinitatea, dar e foarte important să să lași lucrurile să curgă, pentru că da, poate să fie o zi foarte intensă pentru tine. O zi în care ești pus față în față cu o teamă, cu o dependență emoțională, da, nu vă gândiți acum la nu știu ce chestii. Nouă de monede, arcana majoră, diavolul, e cartea ta în taro. Deci e clar pentru tine că partea aceasta de confort, de siguranță e foarte importantă în această zi de luni. Apoi avem aici 5 de cupe. E o veste care nu-ți place, dați ți-am mai spus Uranus ăsta vine și aparent poate să ți arate ceva urât și tu spui vai îți dai seama ce o să pățesc, îți dai seama ce o să se întâmple cu persoana asta, îți dai seama ce o să fie și când colo te trezești că de fapt totul este extraordinar de bine. Da? E ca și cum vrei să ieși afară și spui vai plouă și e urât și e frig da? și în momentul în care ai ieșit cu adevărat pe ușă, de fapt e soare. Sau deodată totul se liniștește. Da? E ca o vreme instabilă uram să ăsta, Taur. Da, vor apărea și astfel de chestii luni. Cam așa și pentru tine, adică lasă acolo lucrurile. Uite, 5 de monede. E ceva legat fie de o problemă de sănătate, fie e ceva legat de un abandon, de o renunțare. Poate să fie și o problemă financiară pentru unii capricorni. Și da, e o zi în care apar cheltuieli, dar încercați să vă deschideți. Da? Zodia vărsător. Dragi vărsători, pentru voi este o zi în care mari surprize aveți voi în casă și în familie și sunt chestiuni legate de și de voi în primul rând. Vedeți că și voi sunteți cei care luați atitudine în poveste. Adică Uh, primiți o veste surprinzătoare sau vreți voi să faceți ceva în casă și în familie și lucrurile sunt destul de ciudate. Ei, mai mult decât atât, surpriza poate să vină de la o persoană din străinătate sau e ceva legat de un drum e ceva legat de o mutare, de o relocare și nu m-ar mira să văd vărsători care așa deodată se gândesc să se mute cu persoana iubită, să poartă o discuție legată de stabilitatea relației, da? pentru că voi oricum sunteți într-o perioadă în care unii vă simțiți mai tulburi, alții vă simțiți energici, aveți încredere în voi, începeți să fiți mai transparenți, spuneți lucrurilor pe nume, da, cam e momentul să aveți chestia asta. Și mai mult decât atât, dacă ești un vărsător singur, uite că în sfârșit îți dai și tu seama că sunt niște chestiuni pe acolo, prin casă și prin familie, care cam trebuie lăsate deoparte. Da? Ca să poți să-ți găsești și tu pe cineva sau e ceva care te blochează. Vărsătorii care, știu eu, sunteți într-o relație de mult timp și lucrurile nu mai funcționează, e, uite acum aveți ocazia să rupeți lucrurile brusc și într-un mod benefic. Dacă, știu eu, ești vârsător și ai copii, și aceștia au o vârstă, păi rămâi și tu mirat de o mutare împreună, de o logodnă, rămâi mirat că cineva își găsește marea iubire. Poate să fie cineva din familie, atenție, sau poate să fie persoana dragă. Deci sunt tot felul de lucruri ciudate pentru voi. Eu o zi în care viitorul contează extraordinar de mult, în special viitorul unei relații. Viitorul unei colaborări pentru alții la baza pachetului 10 de spade cavalerul de monede. Păi, dragi vărsători, da, lucrurile se mișcă cam încet acolo pentru voi, că voi sunteți mai dinamici și nu aveți multă răbdare. Ei, păi cam despre asta e vorba, dragi, dragi vărsători. Apoi avem aici 6 de cupe, o legătură cu un suflet pereche, cu un copil, poate să fie o legătură cu trecutul, de ce nu? Și avem 9 de monede și regele de spade. Se pare că până la urmă faci tu acolo niște strategii, în vârstă lucrurile cumva și tot ieși bine din poveste, că nouă de monede înseamnă bani, înseamnă stabilitate materială, înseamnă o mai mare încredere în tine, dar era nevoie să rupe o chestie de la rădăcină. Zodia pești, dragi peștișori, este o zi în care voi străluciți de-a dreptul. Este o zi bună pe muncă este o zi bună pe activitățile pe care le aveți de făcut în general, fie că sunt chestii prin casă, fie prin jurul vostru. Dar uitați că această conjuncție va aduce vouă niște surprize foarte mari. Legate de o discuție pe care o aveți legate de o negociere e ca și cum spuneți, sigur nu o să accepte, sigur o să fie urât, sigur o să se întâmple asta și când colo Uranus pe acolo vă surprinde. Bineînțeles că pot apărea tot felul de vești legate de anturajul tău. Vezi pe acolo că vei rămâne și tu surprins. Familie, prieteni foarte apropiați. Atenție astăzi și pe drumuri, da? Dacă ai de mers undeva cu mașina, vezi să ai toate actele în regulă. Că Pești care nu știu ori voi luați atitudine, ori cineva din jurul vostru ia atitudine și vrea să discutați foarte serios un anumit aspect. Poate să fie ceva legat de relația în care sunteți. Că unii pești cu siguranță aveți probleme cu Marte pe acolo, prin Rac. Fie aveți probleme în relație, fie nu vă găsiți pe cineva, dar uitați că acum primiți sfatul potrivit sau acum aflați un adevăr. Alții aveți parte de o conștientizare, pur și simplu, care este adevărat. Vă ajută enorm de mult. Sunteți într-o perioadă în care e nevoie să învățați, e nevoie să vă dezvoltați pe voi. Dacă ești un pește singur, uite, pe undeva, prin jurul tău, pe lângă casa ta, prin vecini, printr-un drum scurt pe care îl faci, printre rude, nu știu, sau prin rudele tale, mai corect spus. Pe acolo, uite, poate să apară cineva. Poate să fie ceva interesant pentru tine. Hai să vedem, dragi pești, ce faceți voi. Zodia pești. E o zi bună, da? o zi în care străluciți de-a dreptul și chiar aveți surprize extraordinar de plăcute. Însă unii, așa cum v-am spus, veți rămâne surprinși de niște vești pe care le aflați în legătură cu o persoană din anturajul vostru. Și aici unii aflați de o logodnă, de o mutare împreună, de o despărțire, de vreo căsătorie, deci aflați chestiuni de genul acesta. Cinci de spade, arcana majoră, moartea, o legătură cu Zodia Scorpion. Păi, dragi peștișori, tare defavorizați vă simțiți voi aici. Vedeți că na, această conjuncție vă poate aduce și niște secrete așa care vi se pun în față. Da? Vi se arată un adevăr și acum că vă place, că nu vă place, ideea e că vă eliberați din poveste. Da? Poate să fie o zi profundă, o zi intensă. Regele de spade, atenție la un inamic, dragi pești. O legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță vărsător, atenție la o persoană cu uniformă sau la o instituție publică, roata destinului. Uite că destinul te ia de aici, dintr-o zonă negativă, și te duce acolo unde trebuie tu să fii. 8 de monede. Se întâmplă niște chestii foarte mari pentru tine astăzi pe muncă, legate de un proiect. Fie e ca și cum te duci la un interviu, acolo ți se spune că nu. Și când ieși de acolo supărat, te întreabă cineva din clădirea de alături, auzi da, ce cauți pe aici? Păi un loc de muncă, păi uite că avem noi ceva liber, da? Și uite că se rezolvă problema. Adică Uranus acolo nu te abandonează, chiar dacă aparent, da, așa cu chestii negative. Concentrați pe detalii, dar ce surpriză mare aveți voi pe muncă? Pe muncă, pe un proiect. Aflați de un final, e ceva ce nu vă place, dar până la urmă. E ca un noroc pentru voi, că știți cum e, norocul ăsta odată vine și îmbrăcat într-un ghinion. Și spunem că, vai, că e urât, că, na, cum mi s-a întâmplat asta și peste ceva timp spunem, Doamne, ce bine binecuvântare și bine că s-a întâmplat așa și n-a fost altfel. Da, dragilor, cam atât. Acestea au fost previziunile pentru ziua de luni. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag. Dacă ați rezonat cu mesajele, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la previziunile pentru această săptămână, dar și la previziunile pentru luna aprilie. Nu uitați că în această săptămână Venus intră în gemeni, se întâlnește cu Pluto și schimbă destul de mult lucrurile și chiar predispune la discuții foarte ferme cu cărțile pe față legate de bani, legate de iubire, chestiuni de genul acesta zvonuri care se pot confirma, da? Și bineînțeles că e o săptămână și cu niște lucruri ciudate pe acolo, în care totul va accelera așa deodată. Deci chiar, chiar vă invit la filmări dacă nu le-ați văzut deja. Și ce să vă spun, vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc să aveți parte de o zi de luni cât mai frumoasă.